Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului, emisiunea la care vom discuta despre educație, mai precis despre analfabetismul funcțional. Este o temă pe care am mai abordat-o la Vocile Iașului. Luni a avut loc o dezbatere din cadrul proiectului amplu al prezidenției române, România Educată, care a privit exact această problematică a analfabetismului funcțional și s-a desfășurat la Cluj-Napoca. Este un șir de astfel de dezbateri care au loc în România. Este a șaptea aceasta. Una a fost luna trecută, dacă mi-aduc bine aminte, și la Iași, cu o altă tematică, învățământul profesional și tehnic. Discutăm împreună cu profesoara Liliana Romaniuc, expert ARACIP. Bine ați revenit la Vocile Iașului. Bine v-am găsit. Este, invitație. Este această tema analfabetismului funcțional pe care am mai abordat-o chiar cu dumneavoastră în câteva rânduri. Aveți și proiect clar despre care am vorbit la Vocile Iașului în legătură cu ceea ce se întâmplă în întreaga zonă, regiunea de nord-est. Și analfabetismul funcțional se referă în special la capacitatea persoanei de a citi, de a scrie, de a înțelege informațiile și de le aplica în mod practic. Ori, aici sunt câteva carențe, despre cifre am mai discutat, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră mai întâi despre importanța acestei dezbateri într-o astfel de lumină pusă de comisia prezidențială care trebuie să facă acest proiect în urma dezbaterilor România Educată și această temă, analfabetismul funcțional în România, într-o dezbatere amplă, la nivel practic național. Da. Da, din nou, vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că avem posibilitatea să discutăm despre subiectul acesta extrem de important pentru sistemul educațional românesc. Și așa cum bine ați spus, administrația prezidențială a organizat în anul acesta 2016 o serie de dezbateri pe teme, haideți să le spunem, fierbinți ale educației din România. Ultima, cea de-a șaptea dezbatere națională, s-a focalizat pe problematica analfabetismului funcțional și trebuie să vă mărturisesc că, deși este un subiect foarte trist și dureros, aș putea spune, pentru că vorbim despre aproape 40% copii de 15 ani, tineri de 15 ani, care sunt analfabeți funcțional, totuși, din punctul meu de vedere, aș putea spune că am o bucurie că această temă, în sfârșit, a fost asumată de către o instituție a statului și pusă pe agenda publică. La această dezbatere au participat și reprezentanții ai Ministerului Educației, ai universităților din țara noastră, ai mediului de afaceri, reprezentanții ai părinților, ai elevilor, dar și ai societății civile. Chiar domnul ministru Mircea Dumitru a participat la această dezbatere și nu în ultimul rând organizațiile care activează de ceva timp în zona aceasta. Subiectul este important pentru că afectează viitorul copiilor până la urmă. O persoană care este analfabetă funcțional sau considerată a fi analfabet funcțional este o persoană care practic nu va putea funcționa în societate. Adică, și ne referim aici la copii de 15 ani. Ca exemplu, dacă se confruntă cu un text, dacă se confruntă cu un mecanic, text, dar da, doar mecanic. Sau... Îl pot citi, dar nu-l înțeleg. Iar înțelegerea se referă la capacitatea de a face conexiuni, pe de o parte, dar mai important la capacitatea de a aplica ceea ce a citit în contexte de viață reală. Ceea ce, din păcate, elevii noștri nu pot să facă. La dezbaterea aceasta au fost abordate multe teme care au legătură cu analfabetismul funcțional sau, dacă vreți, îi putem spune lipsa competențelor de literație, cum am mai discutat în emisiunea dumneavoastră, pornind de la cauze, mergând la cum ne dăm seama că un copil sau o persoană are probleme la capitolul acesta, apoi factorii care influențează sau care accelerează, analfabetismul funcțional,
modalități prin care putem reduce analfabetismul funcțional, efecte ale analfabetismului funcțional în viața noastră, în economie, în viața socială, în tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a unei societăți și, nu în ultimul rând, cum anume îi putem pregăti pe profesori astfel încât ei să poată preveni și să poată găsi soluții atunci când se confruntă cu astfel de situații. Un subiect important care a fost discutat și pentru care vă mulțumesc și dumneavoastră este legat de eforturile pe care noi trebuie să le facem pentru a-i conștientiza pe profesori pe de o parte, pe părinți pe de altă parte, dar și întreaga societate de faptul că avem această problemă majoră care trebuie rezolvată. Haideți să începem cu acest lucru, cu o explicație. Cred că am mai discutat-o, dar nu merită în continuare atenție și merită să o reluăm. În momentul în care vorbim despre acest lucru, explicăm oamenilor ce este acea literație, ce este acel analfabetism funcțional, în mod normal trebuie să explicăm de ce aceste lucruri se separă. Nu se subînțelege că un profesor, un învățător, un dascăl, atunci când învață pe cineva să citească și să scrie, trebuie să învețe și celelalte elemente, a înțelegerea, reproducerea unor idei și așa mai departe? Da, așa ar trebui să se întâmple. Și eu spun că la ciclul primar, aceste aspecte sunt abordate mai mult de către învățători, de către colegii noștri învățători, decât la ciclul gimnazial. Din păcate, profesorilor noștri le lipsesc câteva lucruri din formarea lor inițială. 1. Pregătirea psihopedagogică. În momentul în care tu nu cunoști elemente de pedagogie, de psihologia copilului, stiluri de învățare, teoria ale învățării, metode interactive, e clar că modul în care tu predai lecția este unul care nu înseamnă mai mult decât transmitere de cunoștințe. O altă mecanică. Îi putem spune și așa până la urmă, da? Acesta este un aspect. Un al doilea aspect, un alt lucru care le lipsește profesorilor noștri și ne lipsește și mă includ și eu în această categorie, ține de modul în care promovăm lectura și înțelegem lectura. Nu punem un accent foarte mare pe lectură, ori primul pas în tot ceea ce înseamnă analfabetismul funcțional are legătură cu incapacitatea persoanei de a citi pentru a înțelege, pentru a învăța, dar și cu abilitatea aceasta, obiceiul de a citi, chiar dacă ne referim la ceea ce noi spunem că este lectura de plăcere. Deci nu există un interes major pentru lectură. De asemenea, în România, în formarea inițială a profesorilor, nu există cursuri, mă refer la nivel universitar, care să învețe pe profesor cum să abordeze problematica aceasta a predării pentru înțelegere, a folosirii textelor la fiecare disciplină de studiu. Și dau exemplul disciplinei pe care eu o cunosc cel mai bine, matematica. Matematica. Ani în șir, și așa am fost învățată de la facultate, ne-am mulțumit cu faptul că elevii rezolvă foarte repede exercițiile și problemele, nemergând mai departe la cât de bine a înțeles el algoritmul respectiv. Pentru că da, un algoritm poate fi învățat, copilul vine și îți rezolvă problemele și exercițiile, dar dacă scoți algoritmul acela din cadrul foarte formal al lecției și al disciplinei matematică și te duci cu el într-un context de viață reală, îți dai seama că copilul nu-l poate folosi. Asta înseamnă că, de fapt, el nu a înțeles despre ce este vorba și a învățat, el doar a învățat mecanic cum să aplice o anume formulă, de exemplu. Un alt aspect ține de faptul că în școlile noastre lipsește cultura aceasta colaborativă. Profesorul de matematică știe doar ce face el și nu-l interesează foarte tare de ceea ce face profesorul de limba română sau profesorul de socio-umane sau de fizică, științe, fizică, chimie și așa mai departe. Cred că și în sistemele educaționale în care, să zicem, nivelul analfabetismului funcțional este scăzut sau foarte scăzut, ei, în aceste sisteme există această cultură a colaborării. Profesorii învață unii de la ceilalți. Mai mult decât atât, își împărtășesc împreună din problemele cu care ei se confruntă la clasă. Pentru că dacă profesorul de limba română, de exemplu,
vine și spune, în clasă eu am analfabeți și eu, profesor de matematică, nu-mi pun întrebarea, oare n-or fi la fel și la disciplina mea? Și mă refer aici la analfabetismul de bază, adică copiii care vin în clasa 5-a, de exemplu, și nu știu să citească coerent, da? Sau nu, nici nu merge mai departe la înțelegere. Ei, efectiv, nu recunosc literele, da? Ei, dacă problemele dacă ar exista o cultură a colaborării, atunci problemele acestea ar fi aduse cumva în cancelarie și profesorii ar putea încerca, știu eu, soluții cât de cât comune. Ce s-a vorbit despre cauze? Pentru că dumneavoastră ne-ați spus câteva lucruri acum, dar dacă ne imaginăm sau îmi imaginez acum schematic, sigur, lucrurile, este cam așa. În sistemul de învățământ, cei care lucrează, cei care ajung să fie profesori, educatori, învățători, au multiple alte dificultăți decât cele de la clase și atunci se reduc foarte mult în a, mulți dintre ei, sigur, nu vreau să generalizez, se reduc în a fi, în a-și vedea îndeplinită sarcina doar predând o lecție minimal, mecanic în clasă minimal, și bifând aceste lucruri, iar aceste lucruri merg mai departe, tot mai departe și acest lucru arată că, de fapt, dacă trebuie să acționeze asupra cauzelor, trebuie să fie o privire mult mai amplă și nu doar a ceea ce face un simplu profesor la clasă. Acum vreau să vă spun că cauzele sunt multiple și în materialul pe care eu l-am prezentat luni în cadrul conferinței, în cadrul dezbaterii, am adus în discuție chiar acest lucru, factorii care influențează analfabetismul funcțional. Un prim factor ține de resursele educaționale pe care copilul le are acasă. Vreau să vă spun că peste 30% dintre copiii noștri au mai puțin de 10 cărți în familie. Prin comparație cu... Peste 30% mai, da, puțin de 10 mai cărți. Mai puțin de 10 cărți. Deci în familie nu există acest interes pentru carte. Cred că doar în jur de 6% dintre copiii au mai mult de 200 de cărți în casă, prin comparație cu un procent de 12-15% la nivel european. Deci, din punctul acesta de vedere, nu putem să excludem factorul acesta ca fiind una dintre cauze sau dintre cauzele analfabetismului funcțional, atâta vreme cât familia nu este interesată de lectură, de citit, nu există cărți, nu există preocupare pentru lucrul acesta, copilul preia aceste aspecte din familie. Adică sunt aspecte deja extrașcolare, sociale, de-a drept. Sigur, da. Vă rog. Un alt aspect care, sau o altă cauză, este legată de nivelul de educație al părinților. Cei mai mulți dintre copiii noștri, peste 50%, au părinți cu studii medii sau mai jos, chiar. Părinții copiilor cu copiii care au părinți cu studii superioare sunt de asemenea într-un procent foarte mic, undeva cred că sub 10-12%. Da? Deci nivelul de educație al părinților este un alt factor care contribuie în tot ceea ce înseamnă analfabetismul funcțional. Chiar la dezbatere un coleg spunea că nivelul de educație al mamei are un efect foarte mare asupra viitorului educațional al copilului. Un alt aspect ține de resursele educaționale pe care le folosesc profesorii. Și aici mă refer la biblioteci. Baza materială. Da. Într-un fel, exact. În mod special spre biblioteci. Și aici a apărut în studiul PIRLS din 2011 au apărut niște răspunsuri cel puțin surprinzătoare. Din ceea ce răspund profesorii români, ar reieși că noi avem copiii, elevii noștri sunt cei mai implicați în lectură sau că au un nivel foarte ridicat de implicare în lectură. Dar lucrul acesta este în contradicție cu rezultatele copiilor la testele PIRLS. Testele PIRLS se referă la evaluarea competențelor de lectură la copiii de clasa a patra. Noi suntem pe locul 23 din 24, deci suntem pe penultimul loc cu un scor incredibil de mic și cu toate acestea, răspunsurile profesorilor par a ne arăta altceva. Asta ne spune nouă că acele răspunsuri nu reprezintă realitatea din clasele noastre,
ci, mai bine zis, o stare pe care profesorii și-ar dori-o. Așa și-ar dori ei să fie elevii. Iar aici aspectul acesta trebuie foarte, foarte serios abordat. De altfel, într-o discuție pe care am avut-o zilele trecute cu directorul unei școli în care s-a administrat testarea PIRLS, acesta, și arătându-i cumva rezultatele studiului, acesta îmi spunea, da, numai, e adevărat, așa au răspuns profesorii, dar ei nu au înțeles foarte bine despre ce este vorba, pe de o parte, și pe de altă parte au spus, ok, bun, dacă ne sunt puse întrebările acestea, trebuie să răspundem în așa fel încât să ne iasă bine, să nu pățim ceva. Aceasta este o problemă raportarea gravă, care nu trebuie să supere gravă, conducerea. Sigur că da. Deci ambele sunt grave. Unu, că nu au înțeles despre ce e vorba, asta mă poate duce sau ne poate duce pe noi cu gândul că poate și ei au o problemă cu înțelegerea. Și cel de-al doilea aspect legat de să răspundem cum ar trebui să fie ca să ne fie bine, din nou este... În fine, regretabil, ca să vă spun. Să știți că mai avem foarte puțin timp din emisiune. Vă propun să discutăm despre părțile pozitive de data aceasta. Ce se poate face? De unde începem sau de unde am început? Să știți că în mai cadrul... avem cam 4-5 minute, okay. Maxim 4 minute. În cadrul acestui proiect România Educată, la finalul fiecărei dezbateri se stabilesc câteva obiective de țară și apoi soluțiile sau modalitățile, acțiunile concrete prin care obiectivele respective pot fi îndeplinite. Ei, la finalul acestei dezbateri la care ne referim, s-au stabilit câteva obiective. Unul dintre ele este legat de conștientizarea cadrelor didactice în legătură cu problematica aceasta analfabetismului funcțional și încurajarea lor să aducă problema, să pună problema pe masă și să nu o ascundă. Acesta este primul pas. Un al doilea obiectiv pe care ni l-am propus este ca de la nivel național o instituție a statului să își asume definirea foarte clară a conceptelor. E vorba despre analfabetism funcțional, literație, competențe de literație și din punctul acesta de vedere, împreună cu Institutul de Științele Educației, vom realiza împreună un glosar de termeni, astfel încât și în sistemul nostru educațional aceste concepte să fie bine definite și înțelese, asumate, înțelese de către toată lumea la fel. Un al treilea obiectiv pe care ni l-am propus este formarea profesorilor în domeniul alfabetizării funcționale a elevilor. Și la capitolul acesta, la acest obiectiv, avem două niveluri. Nivelul formării inițiale a profesorilor și aici se discută din ce în ce mai mult introducerea unui curs de literacy sau de alfabetizare funcțională la nivel universitar și lansarea la nivel național a unor programe de alfabetizare, de formare a profesorilor în domeniul alfabetizării funcționale a copiilor. Un al patrulea obiectiv la care ținem foarte mult este, și vă invităm să fiți parte, promovarea lecturii prin toate mijloacele și prin mijloacele mass media și prin ceea ce facem la școală, prin activitățile formale, educația formală și prin activitățile non-formale și prin tot ceea ce se întâmplă la nivelul organizațiilor non-guvernamentale. Credem că sunt necesare campanii de promovare și susținere a lecturii care să ajungă, așa cum am spus, și în familii, și în școală, și în societate, și la angajatori, și așa mai departe. De asemenea, un alt lucru care a fost, un alt obiectiv pe care noi l-am stabilit, a fost acela de a ajuta școlile, comunitățile în care nivelul analfabetismului este foarte înalt, cu cât mai multe resurse, fie că este vorba de resurse materiale, cărți, resurse educaționale, dar și resursele umane. Ne referim la profesorii care vor preda acolo. Și în ultimul rând, o altă idee, un alt obiectiv pe care ni l-am propus, obiectiv desigur pe care nu știm cât de repede îl vom putea realiza, este acela de a avea la nivelul unităților școlare, la nivelul școlilor, persoane de sprijin care să-i ajute pe copiii care întâmpină dificultăți în lectură. Pentru că cu cât
abordezi mai repede problema aceasta și intervii cu măsuri remediale, cu atât copilul respectiv este mai recuperabil. Cu aceste obiective enumerate și explicate, încheiem emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului @digi24.ro sau pe pagina de Facebook facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:35. Seară miștită!